Ploile torențiale din ultimele zile au făcut prăpăd și la Teleorman. Apele au inundat zeci de gospodării și anexe. Oamenii disperați au solicitat ajutorul pompierilor pentru a scoate apa din gospodării. Autoritățile locale fac acum bilanțul după potop și vin în ajutorul oamenilor năpăstuiți. Așa a arătat localitatea Izvoarele după potopul de zilele trecute. 6 case, 3 mașini, 60 de gospodării și 30 de anexe au fost inundate din cauza precipitațiilor abundente, care au ajuns chiar și la 120 de litri pe metru pătrat. Pompierii din Teleorman au intervenit cu un buldo excavator, cu o motopompă, saci cu nisip și mai mulți oameni. Deoarece misiunea de evacuare a acesteia era imposibilă din cauza debitului crescut și a suprafeței mari inundate, zona a fost monitorizată de autorități pe toată durata nopții, astfel încât să nu fie înregistrate alte probleme deosebite care să pună viața oamenilor în pericol. Duminică dimineața, pe fondul retragerii semnificative a apei, pompierii militari împreună cu autoritățile locale au început să evacueze apa din gospodării și au luat măsura distrugerii unor podețe ce împiedicau scurgerea rapidă a acesteia, a spus purtătorul de cuvânt al ISU Teleorman, Gelu Dragomir. Autoritățile locale fac acum bilanțul pagubelor și vin în ajutorul oamenilor care și-au pierdut agonisala de o viață. Precipitațiile abundente au făcut ravagii și în județele Olt, Dolj și Mehedinți.